fantezie, siguranța nu există. Sclav în propria țară, unde hoții tot insistă, înainte prin probleme de... Și suntem on la încă o discuție minunată. Sunt la brotherul de care mi-era dor și nu mai văzusem de... Cât să fie? Cred că de la filmare ne-am văzut, nu? A, nu, ne-am văzut la Cluj, la spectacol. Ne-am văzut, da. La... Parcă am stat în orașe diferite. Pe brotherul mare îl știți, nu pot să-l prezint că îl știe toată lumea, n-am de ce să fac asta. Îi mulțumesc că m-a primit iarăși și că se mai uită la discuțiile mele. Mi-a zis că a văzut cum... Tot urmăresc. Unde sunt bârfit, mă uit. Dacă nu sunt bârfit, nu mă uit. Astăzi... Când zicea Beccari, am citit cartea lui Coelho, ce mi-a plăcut am subliniat cu roșu, ce nu mi-a plăcut am subliniat cu albastru și nici n-am citit. De obicei când vin la tine nu mă pregătesc, că știu că tu ai cam ce de să... de mâncare, de băut, da. Tu ai ce să... în afară de timp cer că ți-am mâncat două... De strip toată viața, lasă banii după filmare. Tu ai ce să povestești și mă gândeam, mi-a venit acum pe drum o idee, mă gândeam să vorbim despre umor și să... Că tu făcând stand-up acum și făcând spectacole și acum 20 de ani să zic, poți să ne spui dacă există vreo diferență de public, de percepție, la ce râd oamenii, la ce râdeau înainte, cum râd acum, cum sunt oamenii care vin la stand-up față de cei de sală, de... Dar mă așteptam la întrebarea asta pentru că se observă o mare schimbare. Dar așa zi de zi nu observ, dacă iei perioade diferite acum 20 de ani și acum se observă schimbarea, în ce sens? Noi ne chinuiam să găsim teme interesante pentru umor, când eram cu Vacanța Mare. Pentru că știam că toată lumea citește, era chestie de după Revoluție, când erau obligați să citești, să termin liceul, să înveți ceva, aveai lecturi obligatorie. Acum dacă le spun o glumă cu o confuzie între Chopin și Schopenhauer, mă cred nebun, de unde ai băgat Hauerul ăla? Zice că l-am inventat eu numele astea. Nu mai citesc tinerii, uite rezultatele la BAC, 53%, 51%, și aia care iau BAC-ul, îi iau cu 5-6. Și te bucuri, spui la numărul de matriculare, scrii pe mașină, am luat BAC-ul, am luat 6, am luat... Nu e... Nu știu ce bucurie pe ei, cred că e o chestie de ciumegeală, să ne dăm șmecheri. N-am luat BAC-ul, fraiere, tocilarul a învățat ca prostul. Și așa e, au fost făcute niște sondaje în Moldova. Ce vrei să devii după ce termini liceul? Manelist, fotbalist, ce să devin? Păi nu vrei tu profesor, doctor, inginer? Păi sunt părinții mei profesor, doctor, inginer, murim de foame. Vreau 100.000 de euro, vreau gel în păr, vreau gagici, vreau mașini, vreau bani, vreau excursii, vreau... Întreabă pe o tipă de asta de 19-20 de ani, ce vrea? Chimie, matematică, polimer sau excursii, Ibița, lux, mașini, nebunie, beție, până dimineață cu șampanie? E foarte simplu de ales. Și da, umorul a evoluat în funcție de cultura popoarelor. Chiar mă gândeam, noi umpleam sala Palatului de 5 ori în 3 zile, jucam 5 spectacole, 20.000 de oameni, cu textele noastre pe atunci în care băgam și noțiuni de cultură, de care să facem mișto ulterior pe scenă. Acum mă uitam la spectacole de stand-up cu înjurături, sala plină, joacă 3 sări, 12.000 de oameni în cap acolo în 3 sări, aceiași spectatori, o parte din ei sunt aceiași spectatori de la Andrei Rieu. Îți imaginezi? Să dăm bani să auzim în jurături. Nu contest stilul ăsta, e un stil liber, frumos, promovat american, dar americanii cum vorbesc acasă și vorbesc și pe scenă. Ori nu cred că umoriștii noștri tineri vorbesc cu familiile lor, cu mamele lor, cu nevestele, cu prietenii, cum vorbesc cu publicul. Același număr de porcării pe minut. Aș încerca și eu numai ca să-mi atrag publicul, adică aș fi un pic de prostituat al umorului ca să-mi atrag public, dar nu mai este mie bine la 55 de ani să vorbesc de... Și tu n-ai avut nevoie până acum și nici nu. Dar se poate face umor și fără porcării, ca dovadă noi ăștia bătrânii, eu, Doru, Octavian Dumitru, putem să jucăm la o sală cu femei, cu copii, cu oameni care nu au de ce să-și facă probleme, băi, ce-o zice la pe scenă. Pentru că nu folosim cuvinte vulgare, da, folosim umorul de sugestie, cum am făcut și cu Vacanța Mare, că nici cu Vacanța Mare nu spuneam porcării pe scenă. Nici un cuvânt, nici măcar cur n-am zis. Dar făceam poeziile de așa manieră încât publicul găsea imediat rima și parcă se ofticau pic. Băi, eu sunt ăla pervers, mie mi-a venit în cap.
Dracula, Dracula, ieși, mâncați așa, toți se gândeau, ha, 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 ochii. Mami a tras umă, eu sunt la vulgar, eu m-am gândit la porcării. Ăla nu știe să scrie versul, n-a găsit rima. Ți se pare că e mai ușor acum să faci umor? Sau... Cum? La ce te referi ușor? Bine, umor de calitate niciodată nu e ușor să faci, dar dacă e mai ușor acum să... Uite, să ai un spectacol de stand-up. De pildă, ți se pare... Mie mi se pare acum foarte ușor, că e simplu, te duci la umor, ai o apariție la, la TV, chit că ai sau nu material sau... Așa oamenii te văd la umor, dacă prinzi și finala sau termini în primii 3-4, la o săptămână după ce practic te-ai apucat de stand-up, tu poți să pleci prin țară cu spectacole, da, sau ai spectacole. E un cuțit cu două tăișuri. Oamenii te văd la umor, la România au talentele, nu știu ce, cu texte bune, mamă, or să rupă sala din 300-500 într-un local de 100 de persoane, să-l vedem pe ăla sau pe aia de la umor. Și tu, în afară de materialul ăla de la umor, nu mai ai nimic de zis. După un sfert de oră, vă mulțumesc că asta a fost tot. Păi te înjură oamenii, băi, și banii, ți-am dat 30-40 de lei pe bilet, că ești celebru și acum după 15 minute mă scută față din seara. Îi obligă pe undeva, pe tineri interpreți, să-și facă și un repertoriu cât mai consistent pentru spectacole. Să confirme ceea ce am văzut oamenii la televizor. Bă, l-am văzut, e bun, la 5 minute mi-a plăcut, mă duc la sală să-l văd. Acolo trebuie să fie bun o oră, o oră și ceva. Și aș zice că sunt și niște trepte pe care trebuie să le parcurgi, că na, open mic-ul, de pildă, dacă sunteți la început, mergeți la open mic-uri, faceți deschideri pentru oameni care fac de mai mult timp, vedeți cum prin glumele. E destul de complicat să te duci direct într-o sală, nu știu, eu cred că aș leșina prima oară să fac direct de la umor și pe aia să mă duc într-o sală să văd că au venit 200 de oameni care au așteptări că m-au văzut la umor. Și eu ce fac? Dar logic așa ar fi, să nu arzi etapele, să treci prin toate, să faci umor gratis, ca să vezi cum prinzi. Dar la maniera în care sunt tot mai mulți stand-up-uri, tot, cu sutele pot să spun că sunt, zic, bă, până fac eu gratis și mă opun mai că aia să umplu de bani și să duc peste tot, ia să mă duc eu direct. Și în momentul ăla ori te duci nepregătit, ori chiar ai șansa să rupi, să fii uite, cum îmi place foarte mult Costel. Costel Bojoc e foarte bun, pentru că schimbă materialul foarte des. Și lumea zice, bă, dacă mă duc la Costel, știu că nu mai aud glumele de data trecută, vine cu ceva nou și stimesc pentru asta. Sunt și umoriști care vin de 20 de ani cu aceleași glume, unde se încurcă, le șoptește sala. Dar publicul, până la urmă, selectează. Bă, nene, am văzut 300, din 300 mă duc la 200, din 200 mă mai duc la 10. Până la urmă mă duc doar la 2-3 care îmi plac, ceilalți m-au dezamăgit. Și acolo trebuie să le fie frică să nu dezamăgească la sală. De asta se întâmpla și când aveți vacanța mare. Erau cu teatru de revistă care aveau sketch-uri pe care le jucau an de an cu același text. Da, e altceva la teatru de revistă. Erau monștri sacri, era Stella, Arșinel, Nae și Vasile. Lumea nu venea să le asculte textele, că le știau. Venea să-i vadă live, în realitate, cum arată ei, cum arată fața lor, cum merg. Să poată să povestească, am făcut o poză cu Stella, mi-a dat un autograf Arșinel, am fost lângă ei, la un metru, puteam să-i ating. Deci sunt ca și vedetele porno. Știi? Dacă o fată și-a tras-o cu 3 inși în sat, e curva satului. Dacă ai fost la un metru de Alina, plugarul tremur ca vargă. Vai, mă aveam un pic și atingeam, Doamne, și a tras-o cu 5.000 de oameni. Dar nu e curva, e vedetă porno. Așa e și cu umoriști, ăla care nu spune nimic pe scenă sau același text de 20 de ani, e vedetă. Ăla care am fost ieri la el și m-am mai dus peste o săptămână și aceeași glumă, eu curm. Știu, dar trebuie să, nu știu, cred că am zis și în clipul anterior și că ți-am povestit că am fost la live la voi, am prins 3 spectacole. Se formează la tine în telefon. Să poți face ce vrei tu. Doamne ajută, din telefonul, spor, mă joc cu el tenis de masă. Sunt așa de mândru că am prins 3 spectacole live. Bine, mai am și casetele. Am văzut că ai și tu, că ai o colecție acolo de... Da, nu le-am pe toate cu vacanța. Mai multe din vremea ProTV-ului am vreo 20 de casete. Casete, cum sună, mă, toată lumea are pe CD, pe stick. Eu am casete. Un sac de casete audio. Mai dădeam pe la prieteni. Pe vremuri, în anii 90, casete. Am vrea să recânt un cântec din repertoriul Vacanța Mare, acum în stand-up ăla cu Alice. Și mi-am dat seama că era vorba de casetofon. Nu știe lumea la ce mă refer.
M-am un pic și evit și cuvintele poștă, scrisoare. Chiar am un spectacol chestia asta cu... Că am primit și eu scrisoare, cum e cântecul. Dar nu mai știe lumea ce e scrisoare, nu mai primește nimeni, nu mai scrie. Și atunci am băgat că am primit notificare să înțeleagă tineretul pe ce vreau să cânt. Și ăsta e secretul, nu? Să te adaptezi la ce se întâmplă acum. Neapărat, pentru că devii anacronic dacă nu te adaptezi. Bă, ce vreau să spună cu... Alo! Nu poți să ies acum, unde ești? Că e firul scurt. Nu știu ce e la telefon fix, nu știu ce poștașul să-ți aducă scrisori. Dacă nu te adaptezi la ce e acum, o bătrână într-o gară, că tot m-am apucat să zic de cântecul ăsta. O bătrână într-o gară a întrebat o fetișca, fetițo te-a și întreba, unde e Târgoviștea? Nu mai simplu să zici, pe fetiță o ruga, share location ca să-i dea. Te adaptezi, adaptezi cântecele, adaptezi glumele la ce se întâmplă, la ce e lumea lor, a spectatorilor, că sunt majoritatea între 15 și 35 de ani. Aveau 5 ani la Revoluție, nu? Să înțeleagă ce zici. Tu te înțelegi cu Facebook-ul, cu Instagram-ul? Cu Instagram-ul nu. Prea pe Facebook mai pun evenimentele, spectacole pe care le am. Nu când și cu o poezie. Puteți să dați un follow la Bradul Mare, Radu Pietreanu, îl găsiți pe Facebook. Aveți ce vedea că își postează tot felul de poezii. Bradul, am mai zis asta, dar o să zic mereu. Mi se pare că ești cel... Bine, te... Na, acum îți pare că te pup în cur, dar oricum... Dar te nu ești nebătut de doamne în casă. Îmi se pare că ești cel mai complet, nu, ești cel mai tare om pe care l-am cunoscut în domeniul ăsta al umorului de departe și am cunoscut multă lume și na. Am văzut toate filmurile să trebuie, am discutat cu toată lumea. Și tu m-ai ajutat să cunosc mulți oameni faini și îți mulțumesc, dar na, ca tine să, cineva să poată să scrie în ritmul tău, să aibă umorul tău, să gândească atât de rapid, să... Nu, nu știu dacă o să mai am onoarea să cunosc pe cineva atât de tare. Îmi zicea cineva că ești cel mai bun scriitor de umor. Zic, nu, nu sunt cel mai bun, sunt cel mai prolific. Pentru că eu scriam 30-40 de emisiuni pe an, când eram în televiziune și în Canal D și în ProTV. Prolific, nu cel mai bun. Sunt alții care scot un text superb, dar peste un an mai scot unul. Aia sunt cei mai buni, care au rupt cu textul ăla. La câte scriu eu și piese de teatru și... Acum am o sumă de lucruri, nu știu ce mai stau de vorbă cu tine, la câte treaba. Să nu fumați acasă, veniți la mine și fumeți. Nu e bine, nu e bine, nu copii. Stingeți-o. Un nu hotărât tuturor, eu nu mai am ce pierde. Am 80 de ani, fără 35. 25, cât trebuie, nici nu știu să mai calculez de la țigări. Vă arde memoria. Am scris 5 piese de teatru. Într-una joc și eu, e o trilogie, ela, soțul și hoțul, în care joc și eu, ela, soțul și iubirea, în care ela și soțul încearcă să agațe un bătrân rămas bătul și bogat, și ela, soțul și fostul, unde sunt ei doi și cu fostul ei prieten mai în vârstă, rămân blocați într-un refugiu și poate să se salveze unul singur. Discute pe cine se scapă. Mă distrez cu chestia asta, mai am una, proiectul Kix, i-am zis eu, de la K9 roman, și a ieșit Kix. Și Kix a fost, pentru că trebuia să fie finanțat de Ministerul Agriculturii. Ăștia au zis că țin banii pentru campanie electorală, pentru boi și vaci. Și acum am schimbat doar titlul, proiectul norocos. Sunt foarte mulți interesați să-l jucăm, în care omul se duce să acceseze fonduri UE și e primat de la un ghișeu la altul și nu-i se dă nimic. Bai se dă. Dar nu pot să spun pe telefonul, pentru că e o marcă cunoscută. Am mai scris Dacia Felix în... O piesă cu Decebal și Traian, când vine Traian să viziteze Dacia, care avea și elicoptere și avioane și submarine și de toate, dar l-au distrus, să nu le știe dușmanii. Și din asta, din piesa asta am făcut bucățele, am făcut-o terci, episoade de 5 minute, pe care le joc cu George Tănase, ca niște dialoguri între Traian și Decebal, umoristice, în câteva proiecte pe care le-am cu el. Mi-ai zis că putem să zicem? Sau da, sigur. Comedy Mall, nu? Uh-huh. Când apar sau când dați drumul la... Săptămâna viitoare începem filmările. Nu știu când o să se uite lumea asta. Suntem pe 5 aprilie. Săptămâna viitoare începem filmările cu George Tănase și cu noua echipă. Și o să punem două filmulețe pe săptămână. O să le puneți pe YouTube, pe Facebook? Pe YouTube și pe Facebook, sigur că da.
Să le spunem oameni că să se aboneze și la canalul, dacă nu s-au abonat, Vacanța Mare de pe YouTube, unde sunt spectacolele și... Spectacolele vechi, da. Tot ce era în perioada ProTV, am văzut că... Radu Pietreanu oficial, Vacanța Mare oficial, sunt canalele mele. Și pe Facebook Radu Pietreanu și Instagram, de ce nu-ți faci? Că Instagram acum rupe, e peste Facebook. Vreau să văd unde ajunge Instagram și când mă fi în culmea lui de glori, atunci apar și eu. Ce mai vreți, mă? Apări și aici. Mă aveți ceva de comentat? Vreau să te întreb ce nu poți să faci, că scrii, glumești, cânt, ai făcut kickboxing, ce nu poți să faci, cătești. Nu poți să muncesc, sunt retard. Să stai 8 ore să primi o hârtie doar ca să primești un salariu fix, nu e genul meu, mă ține mor de foame 6 luni și dau lovitura într-o zi. M-am învățat așa, îți dai seama, la 55 de ani nu mai pot să-mi schimb stilul de viață. Apropo de cântat, am reușit anul ăsta, după 6 ani, să reunesc Vacanța Muzicală cu Mihai Napu și Cristi. Am văzut că ați avut și la Cabana. Am avut la Cabana de 2 ore, am avut la Gura Humorului spectacol. Și eram necântați de 6 ani împreună și am cântat 3-4 ore în loc de 2 ore cât trebuia. Și noroc cu fanii noștri care ne urmăresc peste tot, fanii Vacanța Muzicală, care scandează piesele cu noi și când mă blochez, acum și voi! Și ei cântă în locul nostru atunci unde uit eu textele. E un proiect foarte mișto de suflet, am scos 2 CD-uri, unul Între Înger și Drac cu Mihai Napu, unul Parodia Salvează România cu Cristi Pup și un CD foarte interesant cu Evandro Rossetti, pe versurile mele și muzica lui, 10 piese. Nimeni nu e singur de Crăciun și acum lucrăm la al doilea CD-ul cu Evandro Rossetti, pentru cine nu cunoaște, e o vedeta Cenacului Flacără, care a cântat în România din 1973 până în 79, când a terminat facultatea de medicină, s-a întors în Italia, dar a colaborat și colaborează mereu, vorbește perfect limba română, colaborează cu fenomenul folk din România și îl respect foarte mult, la cei 70 de ani, omul este o uzină de muzică, compune într-un ritm fascinant și toate piesele sunt mișto. Ultima piesă la care lucram acum cu el se numește Fântâna Plângerii și este despre masacrul de la 1 aprilie 1941, când 3.000 de români se întorceau din Rusia spre țara lor, spre Bucovina și au fost mitraliați de ruși, îngropați de vii, în pământ, i-au păcălit, duceți-vă acasă și i-au prins pe drum și au măcelărit, despre care nu se spune mai nimic. Și a făcut Vandru o melodie fantastică, mi se ridică părul că mă uită să am brobone pe versurile mele și acum lucrăm la clip. E teribil, e îngrozitor, dar trebuie și de asta. Trebuie, că tot ziceai tu mai devreme de istoria necunoscută și lucruri da, pe da, care da. Copiii nu le învață la școală. Documentați-vă pe internet, dacă... Bine, depinde și pe internet unde căutați. Da, asta e iar un mare pericol la adresa memoriei umane. Copiii de azi nu mai trebuie să țină minte nimic, orice noțiune. Cine a fost, măi, Ștefan cel Mare? Știu cel mă? Uite, nu trebuie să ții minte nimic. Între ce ani a domnit, ce înseamnă noțiunea de cutare, ce înseamnă... Cauți pe internet, citește și uitat. Ce mai bagi în capul tău? De asta e nevoie să bagi alte porcării, pentru că lucrurile bune le ai pe net. Dacă pică netul, ce face? Rămâne fără net. Stăm așa, până vine net. O generație de zombi. Ca în Walking Dead, că ai zis că te uiți la... Am văzut pe tot. Walking Dead. 128 de episoade, sunt nebun. Morți care merg. Și mi-am dat seama de diferența între morții care te mușcau și deveneai ca ei, ne putrezau corpurile, și oamenii, ce că normali, sănătoși și live, ei omorau pentru un singur motiv, că le era foame, așa mulți cum era. Noi omorâm pentru 10.000 de motive, din gelozie, din lăcomie, din ură, din nu știu câte motive sunt pentru care oamenii normal, cu conștiință, ființa superioară, să omoară între ei. A fost o paralelă groaznică și de-aia m-a vorbit de răspundul 128 de episoade. Ce alte seriale mai vizionezi sau... Am terminat Netflix-ul. Aștepți doi, Netflix 2. Blacklist, mi-ai zis că te uiți. Blacklist a apărut sezonul 6, mâine termin, pe 25 aprilie începe și sezonul 7, Imperiul Roman, astăseară începe sezonul 3, vreau să-l văd și pe ăla.
Asta e gen Game of Thrones sau... Nu m-a prins Game of Thrones. Am văzut 3 serii și nu m-a prins. Parcă era cumva împrumutat din istoria dacilor, din fel și fel de culturile popoarelor. E foarte mișto, e fantezie, e... House of Cards ai încercat? Nu. Kevin Spacey? M-am uitat un pic, nu e genul meu să stau să... Să văd discuții politice. Să văd discuții politice, nu să aud. Că așa se întâmplă și cu toate posturile ăștia, Antena 3, Realitatea, România TV, toate care dau știri, discuții, talk show-uri politice, le vezi. Și atât, pentru că dacă ai stat să le înțelegi și să le asculți, ai luat furca și te duce undeva. Sunt făcute special să te enerveze. Bă, nu vreau să mă enervez, eu scalm așa liniștit. Zim că sunt iar morți pe tu. Zi-mi o întâmplare pe care n-ai o întâmplare amuzantă de la filmări, de la pro sau de la spectacole sau pe care n-ai povestit-o până acum și îți vine în cap repede. Păi dacă n-am povestit, înseamnă că am uitat-o. O ai, dar nu, n-ai avut unde să... Ați povestit-o între voi? Cum ar fi să reiau acum în câteva secunde 10 ani de filmări să văd ce întâmplare n-am povestit eu și încă 20 de ani de cui am povestit și cui nu? Am card. Ai card. E, poți să-l bagi la încărcat, îți iau 6 lei pe metru de curent. Am și încărcătorul. V-a fost greu în primele zile de la pro, când ați venit, cu filmările, cu să treceți de la spectacole live la filmări? Nu era greu, era ceva nou, dar nu să zici că te epuizează sau... Era o chestie nouă, adică noi ne mișcam firesc, vreau să vedem ce a ieșit. Și pe scenă ne mișcam firesc, dar numai lumea vedea ce a ieșit. Noi vedeam abia peste 6 luni când era gata caseta. Dar atunci să joci o chestie și să vezi instantaneu, uite așa, hai să mai jucăm o dată că aici intra prea devreme. Era ceva nou. Ne-a prins. Uite, ai posibilitatea să modifici aproape în timp real ceea ce greșești. Și asta unde duce la perfecțiune. Și am avut satisfacția că în 231 de emisiuni cât am avut să fim 229 de emisiuni pe locul întâi în săptămânile respective, la audiență. Odată ne-a bătut Andreea Marin cu surpriză și odată un meci de fotbal, ca audiență. Am văzut că ai premii TV Mania aici și... Da, păi am luat vreo 4 premii TV Mania și după aceea, băi, noi mai băgăm pe ăștia competiție, că deja se știe, că la Formula 1 iese și Maharaj, ne bătăm pe locul 2 și 3. Nu ne mai băgați în competiție, noi ne vedem ca mercenarii de treaba noastră, ne luăm banul, ca audiența se vede, se știe. Nu ne mai da și premii pentru așa ceva. Ce șos gratis. Mi-ai zis tu, nu știu dacă mi-ai zis mie personal sau un clip, despre Leana și Costel, că l-ai gândit, nu multă lume știe asta, după Bandi. După familia Bandi. Da. Am urmărit tot ce înseamnă Married with Children și mi-am dat seama că dacă prinde acolo la familia medie americană, de ce n-ar prinde și la familia medie românească? Exact. Oamenii care nu muncesc, soțul și soția, Leana și Costel, Peg și Al, cu doi copii, un băiețel cam retard, cum era acolo. Am făcut și noi pe accidente retard, dar în alt fel, să nu se prinde lumea, o fetiță cam curviștină și cam prostuță, exact ce era Cristina Applegate, am făcut-o noi pe Lila. Și nu s-a prins lumea, pentru că era prea ancorat în românism, în ce se întâmplă în țara noastră. Fiecare avea rude la țară și recunoaștea, uite așa face țața Maria, cum face Leana, uite așa fac copiii, mănâncă dute de pe jos. Nu s-au prins, n-au avut timp să se prindă. Pentru că era chiar din România. De unde știu eu că nu s-au inspirat? E din România când am făcut Bandi. Când ai simțit că Vacanța Mare reprezintă ceva, că ați dat lovitura, că sunteți bine? A fost un moment în care ți-ai dat seama și ai zis, bă, noi chiar am dat lovitura, suntem... Da, în al doilea an de turnee. Adică în 95, când deja jucam câte două zile în fiecare oraș, zic, uite cum de ajuns, e deja fenomen ceea ce facem noi. Și făceați de cât timp în 95, cât aveți? Noi făcusem în 88, așa, să mai stăm o zi în plus pe litoral, să mai avem bani de țigări în Craiova, și în 92 am câștigat 4 festivaluri naționale, Vacanța Mare, am zapele la Băilești, am câștigat Faxul la Timișoara, Burduful de Aur la Sibiu, Ceapa de Aur la Făgăraș. Și am zis, băi, pe unde mergem noi câștigăm numai locul întâi. Banii luăm doar atunci când ne dă trofeul ăla, câțiva lei.
ia să ne punem noi pe treabă să câștigăm și bani. Și n-a remarcat un impresar, Nicu Dragosin, asta mi-a povestit-o și în primul an a durat 25-30 de oameni în sală. Noi ne bucuram că de bani e 30 de lei, când luam, mâncam. În sfârșit mâncăm. Eram foarte sărăci, amăreți. Și după vreo 2 ani am luat amploare fenomenul și jucam câte 2 luni. 2 luni, toamna, 2 luni, primăvara. Câte 2 zile într-un oraș, 2 spectacole pe zi, 4 spectacole într-un oraș. Voi zic că ăsta e fenomen. Nimeni nu mai făcea asta, nimeni nu mai juca atât de mult, nimeni nu mai era dorit atât de mult. Ea să știa dacă ai pierdut spectacolul în vacanță, mă, nu mai vezi. N-ai venit acum, pa. Noi n-am avut de partea noastră nici televiziune, nici presă, nici radio, nimeni, nimeni. Bă, chiar vă criticau în ziare și... Toți, ești cu cât critici mai mult un fenomen, cu atâta ia amploare. Manelele, ce... Cât m-ar fac eu de dimineață, cine nu și-ar dori. Dacă nu criticau manelele, dispăreau. Cu cât sunt mai marginalizate, mai ostracizate, cu atât se aduc oamenii mai mult. Da, vă dau bani, că cine știe, poate dispar manelele. La fel și cu Vacanța Mare. Cu cât ne criticau mai mult, cu atât venea lumea mai mult. Spuneau pe la televizor, nu vă duceți la Vacanța Mare, sunt niște bărbați care se dezbracă pe scenă, ce poate fi mai oribil? Ia să vă văd cum se dezbracă bărbații pe scenă, vă dau buluc. Da. Și după 2 luni de turneu nu erați, că știu cum era când plecam noi, am plecat odată, știu, 7 zile la rând și la 7-a zi eram, nu mai suport, vreau acasă, dar după 2 luni cum era? Dar nu știu, poate nici nu simțeam oboseala la vârsta aia, aveam 28-30 de ani, toți, era, nu știu, ca un var, ca o aventură continuă, era stil de viață și nu era un exces. Așa munceam noi. Era un stil de viață. Eu zic, dacă m-aș duce la serviciu 8 ore în fiecare zi, după lună mă sinucid, mă împușc. Ăla e stilul de viață al părinților mei, al părinților tăi, 8 ore pe zi în fiecare lună. E, așa era stilul nostru de viață. 4 ore pe zi, pe scenă. Un stil de viață frumos. Da. Care a rămas în... Mi-era frică un pic de televiziune, zic, măi, e alt public, nu mai sunt ăia care, fanii noștri, care băteau și pe măsă și pe tasă să fure bani să vină la spectacol. E, acum intri, dai buzna în casele oamenilor prin televizor, ia de aici. Nu știam cum vor reacționa. Plus că era volumul de muncă imens. Eu, care scriam 8 spectacole pe an, 4 spectacole pe an, 8 ore de umor, acum trebuia să scriu 40 de, asta, 20 de ore de umor pe an. În fiecare săptămână, altă oră de umor. Dar a fost o provocare, am făcut față, îmi plăcea, scriam de 16 texte, dată 16 episoade, le filmam în 2 săptămâni. Am mers. Te uitai la televizor? Te uitai când la... Cum să nu? Cred că eram cel mai mare fan al meu. Cel mai fidel telespectator. Eu eram primul acolo, că știam cum trebuie să iasă și să văd reacțiile celor din jur, familie, prietenilor. După aia urmau telefoane, bă, ce tare a fost aia, că mi-ai scripat pe Mitică și discuții între noi. Și acum cred că aș putea să fac față la volum de lucru, pentru că mâinile merg, capul merge. Am scris 12 episoade pentru un serial, Vânători și Pescari. După aia cineva mi-a zis să-l fac film de lungmetraj, am comprimat cele 12 episoade într-un film de 2 ore. L-am dus la CNC la concursul de scenarii, nu a câștigat, bineînțeles că filmele bune nu câștigă. Ei, scot banii din CNC, îi împart între ei, ia regizorul 1 miliard, ia scriitorul 1 miliard, dă-și și la actor ceva și dacă filmul nu are succes, publicul devine, că sunt proști. N-am înțeles ce vreau să spunem cu Batista agățată de țava tancului. Da, încă, de ce încă se practică lucruri de genul? Sigur, am 25 de emisiuni inventate de mine, sunt pe listă, cine vrea să cumpere, dar... Toți ăștia directori prin televiziune, când le prezint lista cu emisiuni, o vreau pe aia, o vreau pe aia, dar știi că sunt înregistrate pe numele meu. Aia nu mai vreau. Vor să le fac, mă, să mă șunteze. Da, ideea poți să o aibă oricine, dar dacă nu o face autorul în stilul lui, degeaba... A, așa câți vă cântă ca Elvis. Te gândești la... Ai spune da unei reveniri pe TV cu... Cu ceva nou, poate, sau tot cu Vacanța Mare? Sau cu... Sigur, mi-e plăcut provocări. La ce să mă abțin? De la ce să mă abțin? De ce să zic nu? Din principiu? Din ură față de cineva? Din aroganță? Nu. Vreau să muncesc, vreau să scriu, vreau să joc. Îmi place, din asta trăiesc, din asta mi-a energie, din aplauze și din râs. Dacă îmi dai acum 2 milioane de euro să stau, atunci nu stau. Păi stau eu. Oricum stai. Banii trebuie să mai vină.
Și pe mai puțin, dacă se uită cineva de la... Merge și pe 1,5 milioane de euro, ia stare, faci-l rabat. Chemați-l pe brother-ul acolo, că avem nevoie de el pe TV, că eu chiar am început să intru și eu în rândul celor care nu prea se mai uită la TV în ultima vreme, în afară de meciuri, că da, am boala cu Steaua și nu-mi trece, în rest nu prea mă mai uit la TV, nici la știri, înainte mă uitam la știri, dar acum mă uit odată pe lună și știu. Dar știi că știrile bune nu se dau pe TV, copiii români au luat olimpiada loc întâi internațional la fizică, la chimie, nu te interesează, zapezi. S-au văzut chiloții unei babe, toată lumea a fost să sună în trei, dă repede pe știri, că uite, zice, a murit cineva, aoleu, cum a murit, încet sau repede? Interesează, știrea rău se vinde bine, știrea bună se vinde rău. Așa e. Eu mă uit la televizor, chiar îmi place ce văd în materie de omor, parțial, îmi place foarte mult Las Fierbinți, e scris bine, e jucat bine, e genial, nu pierd niciun episod. Chiar mă gândeam că mi-ar plăcea să scriu pentru Las Fierbinți sau chiar să joc, pentru că nu este umor de expresie, ei nu fac glume acolo, interpretează viața așa cum e între țară și oraș, băi, dar cu atâta fidelitate de mor de drag. Așa sunt oamenii cum îi joacă ei, cât talent îți trebuie ca actor, îmi plac toți cum joacă, nu e unul să zic că nu-mi place, fiecare îmi place, are rolul lui bine determinat. Și sunt faini și la stand-up, nu știu că ai văzut că au show și de stand-up. L-am văzut, cum să nu cu Raie. I-am văzut. Și la ce te mai uiți la televizor în afară de Las Fierbinți? La știri? Nu, n-am răbdare să mă uit la filme, pentru că le-am pe toate pe Netflix și nu mai stau, bă, vine ora 8:30 să mă uit la vreun film. Toate sunt vechi, rar când apar un film nou, n-am răbdare. La show-uri de-astea gen Ferma sau nu știu, nu mă uit, știu cum se fac. Mai era o vreme când erau pline televiziunile de show-uri reality. Ochii din umbră, Trădați, Dragoste, Nebunii. A jucat un tip care cânta cu mine în trupă, Tică Lumânar, a jucat un rol de criminal care fura copii și le vindea organe. Mă suna oamenii, nu mai cânta cu Tică, știi ce face în timpul liber, omoară copii și le fură organe. Așa era rolul de lumea. Punea botul. Și parcă mă enervează că păcălește televiziunea așa ușor oamenii. Erau niște bancuri pe vremuri cu rușii și chinezii, cum schimbau știrea între ei. Un avion rusesc a atacat un tractor chinezesc, zicea, un tank chinezesc a atacat. Dacă te uiți pe Antena 3, Iohannis, cel mai mare nenorocit și Dragnea este supereroul țării, dacă te uiți invers, doar schimbă numele între ei. Atât. Nu, te bulversează. Ori să alegi și devii fan o televiziune, ori dacă te uiți la amândouă, îți dai seama că te manipulează și bagi joc de tine. Ori noi, prin umor, toți din umor, nu facem altceva decât să bucurăm oamenii prin ceea ce facem. Să le aducem un zâmbet. Îi iubesc pe toți umoriștii din țară, inclusiv pe tine. Eu mă bucur doar că m-ai inclus în categorie acum, că pe toți, pentru că trebuie să riști ceva când își dau toată energia, cei mai frumoși ani din viață, de ce? Să bucure semenii, să bucure românii, să le aducă un zâmbet pe față. Că unii pot mai mult, alii mai puțin, nu contează, ei dau tot. Ca într-o familie, eu aduc 80 de milioane pe lună, nevastă-mea 15 milioane. Ea a dat totul, eu am dat totul, nu contează. Așa e și cu umorul. Și cine vrei tu, Țociu și Palade, Varză, n-are rost să mai dau nume. Toți dau tot ce au mai bun ca să bucure oamenii, să bucure românii. Îi iubesc. La umor te uiți? Mă uit. Păi nu ți-am zis adineauri, că asta mă enervează. Oamenii vin, ajung în finală, câștigă, ai umor. Vine lumea la sală disperat să-i vadă ce pot și la sală nu au material suficient sau suficient de bun cât să-i încânte pe oameni. Și dezamăgesc, din păcate sunt puțini care fac asta. Majoritatea-s buni. Eu sunt mai... apropo, tu mereu îmi ziceai un banc pe care nu știam ceva, mai e ceva pe, nu știu cum. Când o să facem misiune de bancuri, atunci o să vin cu drag și să ne spate 6 ore spun bancuri. Nu știu cât avem. Verică, te uiți tu pe la minute, ca să nu mai ținem pe bradă prea mult. Când... 35 de minute. Cât trebuie să dureze?
Nu avem o durată. Ce faci mâine? Îmi place. Ce facem până mâine pe vremea asta? Îmi place să te ascult asta, dar nu vreau nici să te țin pe tine. Mâine am spectacol la Mangale, deci pot să stau până mâine la ora 15 cu tine de vorbă. Bateria ai? Card ai? Ce spectacole mai ai date stabilite deja? De o parte, da, adică cu vreo două luni înainte sunt stabilite. Mergem în Anglia, în iunie. Am vorbit cu Costachier, mi-a zis că încă nu se știu datele exact, dar în iunie sigur o să fie parcă Londra sigur, Coventry și Birmingham. Birmingham, da. Și dacă sunteți, că sunt 5% care se uită din Anglia, vă așteptăm la spectacole în iunie, nu știm exact datele. Eu cu Priză și cu Dima Gubreacov. Da. Și dacă mai ai tu prin țară de peste o săptămână încolo ceva, dacă ții minte, na, să nu, intrați pe Facebook la... Le pun pe toate pe Facebook și găsiți acolo tot. O să am și un turneu în Germania din 3 mai până prin 7-8, vreo 5-6 zile. Peter? Treci pe la Peter, sigur că... Îl salutăm pe Peter dacă se uită. Da, la Nuremberg. Mi-e dor de... Am fost cu Vaxintea cu vreo lună, la începutul martie am fost în Spania. Am avut seara 3 spectacole în 3 localuri, în sâmbătă, și a doua zi, duminică, am avut într-o parcare unde erau peste 20.000 de români. Nebunie, cu minți, ascultau, aplaudau ca la club. Ce înseamnă educație de peste hotare. Aici te luau cu dinți și știi, hai bă, unele alea, bă! Foarte mișto, a fost foarte mișto. Momentul ăla, să vezi 20.000 de români, cum nu vezi aici, la un spectacol. Sau numai la ăla gratis, la primărie. Să-i vezi că te sor din primul, bă, au venit ăștia, m-au venit Axinte și Costel să ne distreze. Bine, că noi eram Axinte și Costel, eram cu chitară și cu alte glume. Dar era cel mai mișto pentru ei. La fel am simțit și noi, energia pozitivă, bucuria de a ne vedea acolo. Aș face pentru diaspora oricând. Tu știi ce bani să scot? Pe firmă, tot, plătesc impozite. Bratelu, îți foarte mulțumesc că m-ai primit iar să filmăm. Eu trebuie să-ți mulțumesc că mi-e drag de fiecare dată când stăm de vorbă. Ce-mi place, o să mai vin, stai niște vin pe capul tău. Data trecută am filmat afară, să auzau un jurături de la construcție. Da, bă, carabina, ai pici, da, bă, nimeni! Câte comentarii am venit, ascultau, vedeți că la 8, la 8 în jură ea, acolo, pe în spate. De obicei știi că pe final rog invitatul să lasă un gând, un mesaj, o urare oamenilor dacă vrea, dacă are, dacă poate tu la tine. Sigur. Mergeți la vot. Pe 26 mai mergeți la vot. Nu contează cu cine votați. Dacă țara asta care v-a dat de toate, v-a dat mere, v-a dat porumb, gagici, locuri de joacă, apă, tot ce ați avut nevoie v-a dat țara asta. Voi ce ați dat în schimb? Dați-mi măcar o impresie că vă pasă. Mergeți la vot. Spuneți, o oră din viața mea o dedic țării, o oră la 4 ani, eu dedic țării. Mergeți și votați, puneți ștampila, nu-i lăsați să facă de capul lor, indiferent că sunt unii sau alții. Ștampilați pe cine credeți voi de cuvință, dar nu stați în casă, mergeți la vot cât mai mulți. Cu asta încheiem și aș mai plusa, dacă n-ați citit sau n-ați ascultat pe net lecția de istorie, căutați de la brother-ul, e superbă. Mersi încă o dată, v-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa! Când tu mor tot prost, a spus ai parte de iubire, dar și de aia e contracost. Viața trece, mă lasă rece. De-aia momente când mă bucur de ea cât 10. Nu mă pot judeca, asta-i felul meu de a fi și n-am altă replică la situație decât se la vi. Viața trece, mă lasă rece. De-aia momente când mă bucur de ea cât 10. Nu mă pot judeca, asta-i felul meu de a fi și n-am altă replică la situație decât se la vie.